Biserica pentru mine înseamnă adunarea credincioșilor, o comunitate de credință care încearcă să fie prezența lui Isus în lume. Biserica reprezintă o comunitate, este comunitatea oamenilor răscumpărați. Sunt frații mei și surorile mele care fac parte din familia lui Hristos. Este o familie, și din nou este. O comunitate de care viața mea este legată 100% și va fi legată și în veșnicie? Biserica este comunitatea oamenilor fascinați de Isus. Oameni care intră în legământ cu El, care apoi se adună și Îl adoră cu pasiune și își doresc și încearcă să-l proclame pe Isus și Evanghelia Lui celor care nu-l cunosc pe El încă. Biserica pentru mine este trupul lui Hristos care e compus din credincioșii care au auzit Evanghelia, au crezut în Hristos și au venit împreună la oaltă să se închine lui Dumnezeu, să se încurajeze reciproc și apoi să se echipeze și să meargă în jurul lor la prieteni, la oamenii la care pot ajunge despre ceea ce Dumnezeu a plănuit din veșnicie să facă cu noi oamenii. Biserica este Trupul lui Hristos este mireasa lui Hristos ca să folosesc o imagine biblică, dar de asemenea este și o clădire alcătuită din pietre vii, nu din cărămiz, ci din pietre vii. Biserica este familia lărgită. Este locul uh, în care uh, îmi împlinesc menirea ca și credincios. Uh, dar e locul în care aș vrea să crească familia mea, să slujească, să se bucure uh, și este cea cu care, uh, până la urmă, reîntregită cu ceilalți sfinți, îmi voi petrece eternitatea. Biserica este privită ca și un templu al lui Dumnezeu, biserica este privită ca și un popor al lui Dumnezeu, biserica este, îns, însumează ceea ce Noul Testament este prezentat clar ca și obiectivul principal al lucrării pe care Dumnezeu o face prin Isus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt.